Viorica Dencil i-a luat consilierul în general care a dat în judecat Ministerul Apărării, iar soia lui e angajata mea PN. Andrei Marius Ghiamescu a fost numit în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dencil. El va avea atribuții în domeniul securității naționale. Ghiamescu fusese înaintat, în 2004, la gradul de general de brigadă Traian Băsescu, cu ocazia Zilei Naționale a României. Decizia a fost publicată luni în Monitorul Oficial. Ghiamescu a fost, în 2009, redactor șef la revista de studii de securitate și informații pentru apărarea GIA, Infosfera. Ghiamescu a deținut în 2016 funcția de director al Direcției Speciale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, SGG. El a dat în judecat MAPN, i-a cerut plata drepturilor salariale cuvenite prin includerea în zolda lunară a unei sume compensatorii corespunzătoare sporului de doctorat în cuantum de 15, retroactiv începând cu data de 2701.2014 sublinierei până în luna august 2016, având câtig de cauz. În plus, Izoi Asa lucrează la MAPN.